Testament de Tudor Arghezi. Curentul literar. Modernismul este un curent literar din perioada interbelică ce s-a construit în România în jurul revistei și cenaclului Zburătorul, conduse de Eugen Lovinescu. S-a manifestat atât în proză, dramaturgie, cât și poezie. Dintre trăsăturile definitorii specifice textului liric amintim originalitatea, subiectivitatea lirismului, înlocuirea metaforei plasticizante cu metafora revelatorii sau oximoronică, preferința pentru arte poetice, ermetizarea și ambiguizarea discursului, adică intelectualizarea discursului, cu existența versificației convenționale cu elemente de inovație prozodică, versul liber în gambamentul, preferința pentru un nou limbaj poetic, caracterizat prin valorificarea categoriilor negative a termenilor colocvial, argotici, abstracți. Tudor Arghezi este un scriitor reprezentativ din perioada interbelică, alături de Ion Barbu, George Bacovia și Lucian Blaga și un reprezentant de seamă al modernismului. Tudor Vianul îl consideră cel mai mare poet de la Eminescu încoace, fiind primul poet care a introdus conceptul de estetica urâtului în literatura română. Tudor Arghezi este cel mai eclectic scriitor român, aparține deopotrivă romantismului, realismului, simbolismului, clasicismului și expresionismului. Încadrare. Poezia Testament este așezată în deschiderea volumului de debut Cuvinte potrivite din 1927 și are valoarea unei arte poetice, exprimând concepția despre menirea poetului și a poeziei în lume. Tema o reprezintă rolul creatorului și al operei sale în evoluția generațiilor, creația fiind percepută ca o modalitate de înălțare și de purificare a lumii, ca o legătură între generații. Textul poetic se axează pe metafora simbol carte, ce devine motivul principal în jurul căruia se brodează ideile, simbolurile și semnificațiile. Semnificația titlului. În aparență, titlul sintetic format dintr-un substantiv comun face referire la un act juridic întocmit de o persoană, prin care aceasta își exprimă dorințele ce urmează a fi împlinite după moarte și anume transmiterea averii sale a bunurilor materiale. În realitate însă, testamentul arghezian devine o moștenire spirituală lăsată generațiilor viitoare, urmașilor cititori sau scriitori. Sacralitatea cuvântului ce amintește de cele două părți ale Bibliei, Noul Testament respectiv Vechiul Testament, în care sunt concentrate învățăturile prorocilor și ale apostolilor asupra omenirii, face ca acest așa zis document să nu poată fi încălcat respectarea îndemnurilor devenind literă de lege. Zoe Dumitrescu Bușulenga consideră că testament este un titlu de sfârșit și nu de început. Forma nearticulată conferă caracter de generalitate ideii. Fiind o poezie modernistă, întâlnim aici trăsături specifice acestui curent, precum adâncirea lirismului subiectiv, ambiguitatea limbajului, folosirea unor termeni din registre stilistice diferite, transfigurarea socialului în estetic, coexistența elementelor prozodice clasice cu cele neconvenționale, interesul de a reflecta asupra creației sale și de a sintetiza concepția artistică sub forma unei arte poetice, exploatarea esteticii urâtului, după modelul lui Charles Baudelaire, parcurgând traseul de la florile răului la florile de mucegai. Arghezi sau florile de mucegai. Arghezi este primul care desfințează granița dintre cuvântul poetic și cel așa zis nepoetic, convins fiind că frumosul are uneori rădăcini urâte. Structură. Poezia este structurată pe 5 strofe de mărimi inegale, cu rimă împerecheată și ritm trohaic și cu o măsură a versurilor de 11-12 silabe, fapt care denotă modernitatea. Elementele canonice de prozodie sunt alăturate versului liber. Ideile poetice nu se succed, ci se reiau în diferite forme, scoțând în evidență relațiile de opoziție între omul muritor și opera durabilă, între frumos și urât. La nivel compozițional se disting două planuri, al cărții conturat de cuvintele din câmpul lexicosemantic, carte, hrisov, cuvinte, condei, călimară, slovă, și al creatorului, redat prin mărcile lexicogramaticale ale eului liric, verbe de persoana întâi, nu voi lăsa să schimbăm, pronume de persoana întâi, mine, eu, și adjective pronominale, mea, mei, noastră. Poezia este construită de asemenea pe baza relațiilor de opoziție, venin miere, rob, domn,
zdrențe, mucigai și coroane, sapă, condei, brazdă călimară, dar și de simetrie, prin plasarea cuvântului cheie carte în toate cele trei secvențe lirice. Poezia are forma unui monolog adresat ce scoate în evidență lirismul subiectiv prin care poetul explică viziunea asupra poeziei, sursele și scopul creației. Poetul se adresează atât urmașilor creatori, desemnați generic prin vocativul fiule, un vocativ ce marchează implicarea emoțională cât și cititorilor față de care își manifestă respectul, numiți în strofa finală prin substantivul scris cu majusculă, Domnul. Strofa 1. Primele două versuri, nu-ți voi lăsa drept bunul după moarte decât un nume adunat pe o carte, concentrează ideile de bază ale poeziei și anume succesiunea generațiilor, truda îndelungată a creatorului și importanța operei a cărții pentru urmași. Autorul preferă, la fel ca alți poeți moderniști, verbul de negație, plasat în poziție inițială prin topica inversată, care este mult mai expresiv din punct de vedere semantic, individualizând moștenirea importantă lăsată prin alăturarea lexemului decât, ce marchează exclusivitatea. Potențiala despărțire, după moarte, devine pretext pentru întregul discurs poetic în care euul liric se situează în prim plan prin verbele de persoana întâi, timpul viitor, voi lăsa. Pronumele de persoana a doua singular, ți, vizează pe urmași, simbol al generațiilor viitoare, poeți sau scriitori cărora se adresează testamentul. Forma de singular individualizează discursul, făcându-l să pătrundă adânc în conștiința fiecăruia, simțind că este adresat în mod special. Lexemul carte ocupă un loc central în această operă, la care se raportează toate imaginile semnificative, devenind un element de recurență. Cartea este simbol sau o metonimie a întregii opere a poetului, un bun spiritual, o avere autentică ce poate fi lăsată urmașilor. Tot aici, epitetul individual nume adunat conține ideea că opera a fost zămislită într-un proces trudnic și îndelungat, la capătul căruia poetul își va aduce partea lui de contribuție la urcușul în timp al omului. Între cei doi termeni care încheie versurile 1 și 2, moarte, carte, se stabilește o opoziție clară. În vreme ce ființa poetului se va întoarce în lut, opera va dăinui mereu. Seara răzvrătită reprezintă o metaforă personificatoare ce, alături de enumerația prin râpi și gropi adânci, punctează trecutul zbuciumat al poporului pe care îl cumulează opera și drumul anevoios al cunoașterii străbătut de înaintași. Opera fiecărui poet este văzută ca o treaptă în desăvârșirea cunoașterii, un moment al progresului omenirii, al evoluției unei literaturi, fiecare poet fiind un model de inspirație și învățătură pentru cel ce va urma după el. Totodată, treapta evidențiază legătura dintre trecut, prezent și viitor. Fiul, care poate fi tânărul în generația sau viitorul poet al generației noi, potențialul cititor, este îndemnat spre lectură, spre descoperirea valorilor spirituale aflate în cărți, fără de care nu se poate înainta, citez, și care tânăr să le urci te așteaptă, cartea mea fiule o treaptă. Poetul se identifică în mod simbolic cu un tată, un mentor al generațiilor viitoare, devenind o verigă în lanțul temporal al scriitorilor. Strofa a doua. În strofa a doua, cartea devine Hrisovul vostru cel dintâi. Hrisovul fiind o carte bisericească de învățătură, dar și un act domnesc din evul mediu, care certifica anumite drepturi sau titluri nobiliare ale unei persoane, dovedește care, pentru generațiile viitoare, valoarea unui document sacru, confirmând ierarhia într-o societate. Această idee face trimitere la curentul gândirist la care a aderat și Argezii și care accentuează tocmai această relație creștinism-cultură. Legătura poetului cu strămoșii este exprimată în metafora osemintelor vărsate în sufletul acestuia într-o contopire fără sfârșit. Citez, al robilor cu saricile pline de osemintele vărsate în mine, am încheiat citatul.
Poetul devine un liant între înaintași și urmași, legătură ce trebuie mereu păstrată pentru a evolua, asemenea unui lanț din care nu poate lipsi nici măcar o verigă. Strofa a treia. În strofa a treia se face trecere de la munca fizică la cea intelectuală, poetul fiind reprezentantul generațiilor ridicate de la țară sau, în sens conotativ, trecerea de la formele tradiționale la cele moderne. La fel cum înaintașii se apleacă asupra gliei, artistul trudește pentru a se supune forța cuvântului, chiar el mărturisind, citez, mă lupt de o viață întreagă cu cuvintele. Sapa și brazda devin lexeme simbol, vizând munca fizică sau modalitățile poetice tradiționale. Condeiul și călimara sunt lexeme simbol, vizând munca intelectuală și mijloacele poetice moderne. Această asociere ar sugera trecerea dinspre material spre spiritual, dar și că nimic trainic nu se poate face fără baza trecutului. Citez, ca să schimbăm acum întâia oară, sapa în condei și brazda în călimară, închei citatul, în creația poetului regăsindu-se ecourile aspirațiilor naționale ale colectivităților de țărani prin sudoarea muncii sutelor de ani. Fiind o poezie cu accente sociale, versurile ei se vor naște din graiul neștelefuit, primitiv, cu îndemnuri pentru vite, limbajul popular devenind o sursă de inspirație, transfigurat acum în cuvinte potrivite, o metaforă a creației pentru însăși poezia, obținută prin valorificarea lirică a realității, chiar și a cele mai udure. Poetul realizează o activitate migăloasă, desfășurată în mii de săptămâni, de a alege și de a pune alături termeni din registre stilistice diferite, aparent imposibil de asociat. Totuși, verbul la perfect compus am ivit, dar și făcui la perfect simplu, arată spontaneitatea ideii artistice. În versul și leagăne urmașilor stăpâni, apare o metaforă prin care se rea ideea anterioară și anume că opera unui poet devine model, sursă de inspirație pentru poetul urmaș. Obținute printr-un efort asemănător celor de la țară, frământate mii de săptămâni, cuvintele sunt prefăcute în versuri și icoane, metaforă pentru produsul ideal artistic obținut, echivalent al sacralității, care îndeamnă la o atenție dusă până la evlavie, adorare din partea urmașilor. Arta devine practic o modalitate de a ajunge la catarsis, procesul creației implicând metamorfozarea urâtului esențial în frumos artistic. În versul al 10-lea, din strofa pe care o discutăm, este enunțată estetica urâtului pe care o va introduce însuși poetul, citez, făcui din zdrențe muguri și coroane, încheie citatul, și care înseamnă transfigurarea urâtului în frumos, așadar, în poezie, zdrențele, adică cuvintele urâte, pot deveni materie primă pentru muguri și coroane. Tiara sau coroana simbolizează noblețea, gingășia, puritatea și, bineînțeles, perfecțiunea prin forma de cerca acesteia. Veninul, transformat în miere, dovedește capacitatea cuvântului de a se metamorfoza în mod cameleonic, după cum dorește poetul. Dumitru Caracostea consideră că Arghezi a fost primul care a avut curajul să prezinte porcăria vieții, folosindu-se de un limbaj gloduros, așa cum spunea Vladimir Străinu. O seamă de verbe din strofele a treia și a patra subliniază rolul poetului în această transfigurare. Am ivit, le-am prefăcut, făcui, le-am preschimbat, iscatam, trimițându-ne cu gândul la ciupercile care apar din gunoi. Deși atât de nutritive, locul în care apar nu este unul tocmai curat. Toate acestea prefigurează estetica urâtului, unde autorul va dovedi că se poate face și o altfel de poezie. Tema euului liric este tratată în spirit modernist, poetul zămislind o altă lume decât cea tradițională, o lume a tuturor cuvintelor, atât frumoase cât și urâte. Citez, am luat-o cara ștorcând ușure, am pus-o când să îmbie, când să înjure. Am încheiat citatul. Aceste structuri metaforice vizează ideea că, în poezie,
Cuvintele trebuie folosite cu dublă valență, să aibă capacitatea de a elogia și de a critica, devenind îndreptar moral. Folosirea perfectului compus definește metaforic rolul poetului care pare a face parte dintr-un timp mitic. Conform concepției lui Argezi, nimic durabil nu se poate realiza fără baza trecutului. Cele două lumi pe poale dovedesc legătura indispensabilă pe care cartea o stabilește între timpul trecut, reprezentant de înaintași, și cel viitor, reprezentant de urmași. Am luat cenușa morților din vatră și am făcut-o Dumnezeu din piatră, hotar înalt, cu două lumi pe poale, păzind în piscul datoriei tale. Strofa a patra. Poetul se identifică cu neamul său folosind adjectivul pronominal posesiv, noastră, de aceea dă glas suferinței poporului prin intermediul artei, citez: durerea noastră surdă și amară o grămădii pe o singură vioară, am încheiat citatul. Poezia pedepsește în scopul curățirii lumii, adică catarsis, dar și încântă, căci vioara are rolul cel mai important într-o orchestră. Dacă celelalte instrumente intervin ocazional, vioara ține practic întregul spectacol, ea are un sunet suav care poate fi atât dansant pentru petreceri, cât și stilat specific spectacolelor. Sunetele produse de arcuș fac să vibreze și strunile cele mai ascunse ale ființei. Stăpânul asupritor este numit țap înjunghiat, care, într-o viziune grotescă, este încântat de melodie, nerealizând că este un protest chiar împotriva lui, citez, pe care, ascultându-o, a jucat stăpânul ca un țap înjunghiat, am încheiat citatul. Următoarea secvență poetică este extrem de sugestivă, dezvăluind estetica urâtului, pe care poetul o întemeiază în literatura română. Din bube, mucegaru și noroi, reușește să le dea frumuseți și prețuri noi, specifice modernismului. După Argezi, orice aspect al realității poate constitui material poetic, la fel cum orice cuvânt poate fi utilizat, indiferent din ce registru stilistic face parte. Dacă până în acest punct revolta poetului era domolită, acum aceasta atinge apogeul prin versurile: biciul răbdat se întoarce în cuvinte, arta poetică devenind un mijloc de răzbunare a suferințelor înaintașilor. Arta vindecă organismul bolnav al societății, bazate pe ierarhia rob-stăpân, căci durerea și revolta au atins apogeul, dând în vârf ca un ciorchin de negi. În prima strofă, poetul arată că poezia presupune atât slova de foc, metaforă pentru talent, har poetic, cât și slova făurită, metaforă pentru meșteșug, trudă. Ele se unesc ca într-o nuntă simbolică, dând naștere cuvântului meșteșugit, împerecheat în carte semărită. Cartea este darul pe care robul, adică autorul, îl oferă domnului, adică cititorului, urmașului, majuscula dezvăluind respectul pe care îl arată. Dacă la început se sublinia rolul dominant al poetului, în final el devine rob, întărind cuvintele biblice: cel ce vrea să fie primul între voi, să slujească celorlalți. Poetul e conștient că prin artă se încalcă o tradiție, poezia clasică suferind transformări radicale și irreversibile. Domnița suferea în cartea mea. Particularități ale stilului sau particularități de limbaj. Unii termeni capătă semnificații neobișnuite, contrastele sunt izbitoare, iar sintaxa frazei poate fi ruptă. Poezia Testament relevă o viziune originală asupra urâtului, figuri de stil îndrăznețe, unice, concretizate prin comparații, citez, ca fierul cald, sau epitete, seara răzvrătită, biciul răbdat, sau serii antonimice, zdrențe, mucigai și coroane, venin, miere, bube și noroi, frumuseți și prețuri noi, când să îmbie, când să înjure. Cuvinte nepoetice: bube, negi, mucegaiuri, noroi, să înjure, toate acestea dezvăluind modernismul. La nivel fonetic întâlnim aliterația, sonoritatea colțuroasă, dură a sunetelor prezente în substantivele râpi, gropi, adânci, prin repetarea consoanei vibrante R. Iar la nivelul lexical, sesizăm aglomerarea cuvintelor din diferite sfere semantice, din limbajul popular, de pildă, râpi,
brânci, căpătâi, plăvani, vite. Din limbajul religios, Hristov, Dumnezeu, icoane. Din câmpul semantic al frumosului, frumuseți, miere, dulcea, ușure, muguri, coroane. Din sfera semantică a urâtului, zdrențe, negi, ocară, venin, noroi. Atrudei, potrivite, frământate, amivit, amiscat. A cărții, carte, Hristov, condei. Candelă, slovă. Și registrele stilistice sunt multiple, neologisme, de pildă, obscure, sau regionalisme, sarici, grămădii, împerecheate, brânci, arhaisme, slovă, Hristov, popular, plăvani. La nivel morfosintactic, sesizăm dislocări sintactice, iar la nivel stilistic întâlnim construcții oximoronice. Citez, veninul strâns l-am preschimbat în miere. Sau metafore insolite, ciorchin de negi, apoi epitete rare, torcând ușure, în concordanță cu poezia modernistă. La el banalitatea este ucisă. Cartea sintetizează revolta, ura, umilința, elogierea, truda celor mulți.